Bună, bună, bună! Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Ce mai spuneți? V-a fost doar de mine? Mie mi-a fost doar de voi. Știu că nu am mai postat de o perioadă pe YouTube. Îmi cer scuze, dar întâmplarea face. Dar astăzi am revenit și începem oficial, de 1 decembrie, bookmasul, vlogmasul, cum vreți voi să-i spuneți. Eu m-am gândit așa, să postez în fiecare dimineață la ora 7 vlogmasurile. Și când vreți voi în timpul zilei, pentru că toată lumea postează seara la 7, seara la 6, seara la 5 și se aglomerează foarte multe. Și eu m-am decis să postez în fiecare dimineață la ora 7 să apară video, ca să zic așa, pentru că, why not? Cât stați și beți o cafea până ajungeți la servici. Dacă aveți plăcerea, vă puteți uita la mine. Și cum vor decurge videoclipurile astea? Păi aș dori să filmez în fiecare zi, să vin cu câte ceva nou la voi, dar vom vedea cum iese. Anul trecut am avut o tentativă, doar că s-a întâmplat ceva și da, vom vorbi pe 13 mai încolo. Sper să nu mă apucă iarăși bocetele, dar da, și așa că anul ăsta sper din tot sufletul să reușesc să filmez toate 24 de vloguri pe care mi le-am propus. După cum știți, v-am zis eu că mi-am făcut un advent calendar, ca să zic așa, cu cărți. Și le vedeți acolo în spate pe o parte. Mai sunt și în partea cealaltă câteva, dar le voi muta cel mai probabil pe o masă. Și acolo voi lăsa liber. Dacă auziți ceva, este o pisică care plânge și nu știu unde e. Și am deja prima carte aici. Numărul 1. Dar, ca să vedeți ce carte am, veți vedea mai spre final vom afla surpriza. Bine, eu știu ce cărți sunt, vă dați seama, pentru că eu mi le-am cumpărat, dar sunt curioasă dacă o să fiți și voi curioși să vedeți ce cărți am decis eu să-mi cumpăr. Cum v-am zis, mi-am cumpărat niște cărți mai speciale, mai deosebite, mai nu găsite chiar oriunde, ca să zic așa. Unele sunt și semnate, unele sunt și cu o copertă mai specială, veți vedea. Dar, înainte de toate, vreau să vă zic la mulți ani. La mulți ani români, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni, la mulți ani țării noastre, pentru că, da, sunt născută în România și mă simt mândră de asta. N-am făcut sarmale și nici varză, nici ciolan dintr-ăla a fumat, n-am mâncat. Varză cu ciolan a fumat de 1 decembrie sau niște mici. Aparent și pisica este. Hai, vii, vrei să vii în cadru? Nu? Hai, vin încoa. Hai. Nu cred că vrea. Nu știu ce vrea. Nu știu ce vrea pisica mea de la viața mea. Dar, da, la mulți ani. Sper să sărbătoriți, sper să vă bucurați de această zi liberă. La mulți ani de Sfântul Andrei, pentru că ieri a fost Sfântul Andrei, a fost 30 noiembrie. Dar noi nu am avut video, dar vă zic astăzi la mulți ani, cu întârziere. Și măi, nu știu, dacă vreți exact ceva anume să fac într-un video, nu știu, o rețetă, să vorbesc despre o anume carte, să, nu știu, să discutăm despre un anumit lucru, lăsați-mi în comentarii sau dați-mi un mesaj și promit că voi încerca să fac. Și ea e Zelda. Ea e aia care face miau, miau, toată ziua miau, miau. Nu știu ce vrea, cred că vrea afară, probabil. Dar da. Și ca să nu mai prelungim mult acest video, pentru că nu vreau să le fac foarte lungi, sincer. Adică nu-i văd rostul, am să vă prezint mai mult cartea și când vor fi activități mai interesante, gen când o să fac bradul sau dacă o să mergem odată în oraș sau așa la Christmas Market în Praga, da, atunci probabil va dura mai mult videoclipurile, dar așa primele aș dori să le țin mai scurtuțe și să vă bucurați și voi de o cafea cu mine. Deși eu când filmez este cu o seară înainte, nu contează, bem o cafea, bem un ceai. Ideea este că eu când voi filma despachetarea acestei cărți, o voi filma și pentru TikTok, așa că va trebui să fac un pic intro, ca să zic așa, așa că da, asta este prima carte, după cum vedeți, cartea numărul 1 din book advent calendarul meu.
cărțile cumpărate de către mine, cărți în ediție specială, vă voi lăsa mai încolo puțin un close-up, sper să nu uit cu ele, dar da, hai să deschidem prima carte pentru că voi sunteți curioși și probabil eu și mai curioasă. Da. Eu știu ce e, dar voi nu știți. Prima carte este Harry Potter și The Sorcerer's Stone. După cum vedeți, și arată așa și de ce o am și de ce mi-am cumpărat-o. Da, și este prima, după cum se vede. De ce mi-am cumpărat-o? Mi-am cumpărat-o pentru că sunt primele ediții și sunt niște ediții speciale. Vedeți? Și interiorul este... Am să vă las close-up-ul și o să vedeți mai îndată. Dar da, asta este prima carte din Book Advent Calendar. Urmează a doua zi mâine cu altă carte. Eu sper că v-a fost dor de mine, mie mi-a fost dor de voi, mi-a fost dor și de YouTube. Sunt mai mult activă, ca să știți, pe TikTok, dacă vreți, puteți să mă urmăriți acolo. Încerc să postez chiar în fiecare zi, uneori postez și chiar de două ori pe zi, dar da, am să vă las aici să vedeți TikTok-ul. Pe Instagram mă găsiți și pe Facebook, dar răspund mai greu pe Facebook, sau mă găsiți pe mail dacă doriți. Și încă o chestie, nu am să vă cer like-uri, follow-uri, subscribe-uri și chestii de genul, urăsc chestia asta. Dacă vreți să-mi dați like, subscribe, follow sau chestii de genul, feel free for it, dar eu nu am să cer niciodată. Mi se pare... Și am o carte! Sunteți pregătiți și pentru restul? Pentru că mai avem încă 23 de cărți! Să sperăm că anul ăsta nu se va întâmpla nimic, a? Și că voi duce acest vlogmas la capăt. Nu știu, prima zi cred că a fost un pic cam peste tot. Cer scuze dacă am fost zăpăcită și eu sau dacă v-am zăpăcit și pe voi. Promit că vor fi zile și mai frumoase și vom avea și lucruri și mai frumoase pe acest canal. Urmează și încă o dată la mulți ani, încă o dată la mulți ani românilor, să fiți fericiți, să fiți împliniți, să fiți bucuroși că sunteți români, pentru că România este o țară frumoasă și oamenii din ei, din România, sunt oameni frumoși. Când locuiți printre străini, credeți-mă că o să vă dați seama de ce valori avem în țară. Dacă nu ați locuit printre străini sau nu ați stat mai mult de jumătate de an într-o altă țară, nu veți înțelege valoarea noastră a românilor. Avem noi și rele, dar avem și multe bune. Și mâncarea... O delicatese, cum fac italienii. Dar da, cam asta a fost tot pentru azi. Nu uitați că voi posta videoclipurile în fiecare dimineață la ora 7 ca să puteți să beți cafeluța cu mine, dacă vreți și aveți plăcerea. Și ne auzim mâine cu alte chestii mult mai interesante. Și încerc încă o dată scuze dacă a fost zăpăcită.